Mare accident. A început sezonul. Am început un nou traseu. Mergem într-un loc în care n-am mai fost 5 km în total de mers. Pe o căldură de 40 de grade. Și mai avem și de urcat. Mare atenție la vaci, măgari și alte animale. Patrupede. Mergem spre Cala Escanaret. Avem noroc că nu e soarele prea puternic și e din spate. Și mai sunt oameni ca noi care se întorc. Peisajul superb. Liniște și pace. Pe drumul vinului. Și un măslin foarte vechi. Înconjurat de pietre. Alt măslin. Altul. Măslin și rozmarin. Da, greu. Tu să întregi. Sendero Publico. Uite acolo? Nu te juca cu mine pentru că te joci cu focul și asta este o operă de artă. Incendiu în Ibița în 2010. A fost un mare incendiu și de atunci s-a lăsat un mesaj. Nu te juca cu mine că te joci cu focul, adică nu te juca cu natura, să dai foc prin natură sau să faci grătare sau alte dubioșeni. Am făcut până acum câți kilometri oare? Am mers 10 km până acum, dar s-au calculat și kilometri după ora 12 noaptea. 10 km pe ziua de azi, lejeri, nici nu am simțit. Paradisul promis este jos. Nudismul în acest loc este interzis.
Ne-am luat gunoaiele și ne tiram din acest loc. Arici de mare. Wow, cât sunt. Mamă, un pas greșit și aia. Un pas greșit și s-a intrat în picior. Chiar dacă e o casă de milioane, tot îți trebuie zgâin pentru ouțe. Adio, cala escanaret. Urcarea minunată de întoarcere.